Vă mulțumesc. Da. Acel om de care vorbea Sorin Burdun a fost profesorul nostru de limba și literatura română la Curtea de Argeș, alte Hașionescu, care, după cum știți, din păcate a decedat. Mi s-a întâmplat să mă gândesc și s-ar putea să fie un exercițiu pe care o să-l fac în scurt timp, să compar articolele lui Sorin Burdun cu articolele lui Alte Hașionescu, care au apărut în două cărți, Atitudini și Altitudini și Altitudini Culturale. Și cred că sunt multe puncte comune sau oarecum le văd, dar încă n-am făcut acest exercițiu pe care chiar vreau să-l fac. În ce privește pe Alte Haș, acum fac singură reclamă, în ultimul număr al revistei Argeș, în biblioteca Argeș a apărut, țin foarte mult la acest lucru, mi-a strâns articole publicate de el, i-a spus un om, Alte Hașionescu, un om care te obliga să gândești, revista e jos, dacă vezi o Biblioteca Argeș, am uitat eu să iau revistă, dar cred că mai avem aici câteva și o să aduc eu acum. Mai e un asta cu Mușcelul m-a corectat bine până la urmă. El vrea să mă critique mereu, dar de data asta m-a criticat bine Leonid. E vorba de, cum să-i zicem, un fel de naționalism al mușcelenilor care vor să se despartă cumva de Argeș. După cum, parcă mai vorbeam noi, domnule profesor, după cum bucovinenii se consideră altfel decât Moldova de jos, Vasluiul, nu știu. Sunt niște deosebiri. Da. Chiar sunt. Da. Și da, în afară de asta cu despărțirea și mai departe, asta a fost o poveste frumoasă, a trecut, nu. Sunt zone, exact cum am spus, sunt zone, într-adevăr, unde... acolo distingi ceva, e ceva altceva decât restul. Și mai semnalez un personaj, un neacostică de la o scară de bloc, un om fără identitate, un om al zilelor noastre fără identitate, neacostică îi zice lumea așa, dar nu se știe, care devine om al străzii, dar este înțelept, este de bun simț, este... face parte dintr-o categorie foarte restrânsă, deci dacă ar fi două categorii mari la ora asta, miliardarii de carton care ne scui pe în cap din goala jeepurilor și marea parte a oamenilor obișnuiți, oamenilor așa, care trag targa pe uscat, ei, Neacostică este din categoria asta, este ultimul dat așa, și care total resemnat și eu l-am găsit personajul, l-am asemănat cu un personaj al scriitorului meu de suflet, Ivan Bunin, un personaj care trăiește ca un sfânt, ca un mucenic și care nu se, deci care nu are cum să păcătuiască și un animal mai păcătuiește că mănâncă alt animal sau că strică recolta cuiva. Dar omul ăla trăia atât de curat acolo în grădina boierilor pe care o îngrijea, încât ăla chiar nu păcătuia absolut cu nimic. Iar el de dimineața până seara se ruga pentru păcatele lui. Asta era expresia lui. Zicea, ce faci? Păi zice, mă rog pentru păcatele mele. Săracul n-avea absolut niciun și era fiul boierului care era student, era înmărmurit că ce păcate ai dumneavoastră, că te-ai născut în grădina asta și aici stai și muncești. E, așa este Neacostică al lui. Asta e încă o proză adevărată. Da, doamne.